Bună, dragilor! Bună, ce faceți? Cum sunteți? Mă vedeți? Mă auziți? Bună, cum sunteți? Ați citit despre experimentul lui Avicena, acel înțelept arab? În ce poziție sunteți în mielul care moare de frică pentru ceva ceea ce nu s-a întâmplat, adică să-l mănânce lupul? Sau sunteți capabili să rămâneți în echilibru, în armonie, să mai evitați știrile astea negative astea de la televizor? Cum sunteți? E o postare mai jos cu experimentul lui Avicena pe Facebook. E un înțelept care a pus un miel și un lup față în față în cuști. Și ce s-a întâmplat? În câteva zile, mielul, deși era hrănit, avea apă, a murit efectiv de frica acelui lup care era lângă el. Așa că noi alegem, noi avem puterea să alegem dacă suntem mielul sau rămânem în armonie, în echilibru și trecem peste această perioadă. Și ne focusăm cum am putea să trecem, focusându-ne pe lucrurile pozitive și evitându-le pe cele negative, de genul știrilor de la televizor. Mai bine ne focusăm pe lucruri pozitive, de genul Mickey Mouse și cu Minnie, care e la mine, ca să nu să vadă mult lumina de la fereastră. Aduceți bucurie sufletului vostru prin ce simțiți voi că îl ajută. Păi, am mai discutat, puteți să vedeți postările anterioare de pe Facebook sau de pe YouTube, canalul edencenter.ro, la care vă invit să vă înscrieți, sau emisiuni Simona Ioniță. Am mai discutat de metode de bază de echilibrare, 7 metode de bază de echilibrare, dar și trei tehnici de terapie și trei aparate care ajută în această perioadă. Important este să realizăm că avem nevoie de o disciplină regulată pentru a ne păstra armonia și echilibru, pentru că în momentul în care punem corpul în stres, autovindecarea se pune jos, imunitatea se pune jos și din start nu avem mari resurse pentru care să ne ajute în această situație. Și ne tăiem singur creanga de sub picioare, cum v-am mai spus. Deci focusați-vă pe ce e pozitiv. Și ca să vă ajut mai mult în această perioadă, avem întâlniri regulate ale grupului nostru de meditație. De obicei, la ora 21 medităm fiecare din confortul casei, conectându-ne pe intenție, făcând aceeași meditație sau ce considerați voi, important e să medităm, să avem o disciplină. Și din când în când avem și întâlniri live. Astăzi, la ora 20, m-au rugat cei din comunitate să le răspund ce să mănânce în această perioadă ca să-i ajute mai mult și ce suplimente să folosească. Să vă arăt ce folosesc eu și ce vă recomand să vă fie de folos și vouă. Și la ora 21 o să facem ca de obicei meditația. O să fie o meditație de creștere imunitate și conectare, inițiere, conectare la energia masculină a tatălui, feminină a mamei și din această conectare să expandăm prin inimă energia în jurul nostru, în familiile noastre, în locurile, în încăperile în care suntem și mai departe în oraș, în țara, în planeta pe care locuim, tocmai pentru a ajuta mai mult în a schimba conștiința universală. Știți, Harmat, la care s-a acreditat ca terapeut și suntem importator oficial pe aparatele lor. Harmat are diverse instrumente, 11 sonde de măsurare pe planetă și știu sigur că atunci când a fost evenimentul cu turmele gemene s-a văzut clar un shift în această vibrație a Pământului, a universală.
Tocmai de aceea e important să lucrăm și acum pentru a ridica cât mai sus această vibrație și a reuși să ajungem să ieșim cât mai rapid din această situație, spre binele nostru, al economiei și al întregii planete, al întregului univers. Să vedem ce aveți pe aici. Că nu prea sunteți încă pe la servici, de asta m-ați rugat să pun întâlnirea mai târziu, văd că nu prea aveți comentarii puse. Deci vă aștept diseară la 20, pregătiți întrebările voastre. Vă înscrieți pe bit.ly/medcoronavirus, cum vedeți în postare, și o să primiți pe mailing de acest reminder și o să aveți și înregistrarea pentru câteva zile. Probabil o să o las chiar mai mult acum pe YouTube, pentru că e nevoie. Deci, puterea e în mâinile voastre, alegerea în mâinile voastre. Nu putem controla ce e în exterior, ci doar ce e în interiorul lor. Și putem preveni prin alimentație sănătoasă, prin suplimente sănătoase și diseară o să vă explic mai mult ce vă sugerez eu și medităm în ajutorarea în a trece peste această perioadă. Vă iubesc și numai bine! Pa, pa!